Luni seară, în jurul orei 18:30, 5 autoturisme au fost implicate într-o tamponare în lanț pe șoseaua ce traversează cartierul Oinac din municipiu. Un șofer giurgiuvean de 43 de ani s-a asigurat atunci când a ieșit din parcare și a lovit un Volkswagen Passat condus de un șofer de 23 de ani. Acesta a lovit un autoturism Peugeot parcat, care la rândul său a intrat în alte două autoturisme, o Dacia și un Volkswagen Golf. Toate cele 5 autoturisme implicate în tamponare au fost avariate, însă în urma cercetărilor efectuate de către polițiștii de la rutieră, s-a stabilit că vina aparține șoferului de pe Skoda, care nu a acordat prioritate. Acesta a fost sancționat pentru neasigurare la punerea în mișcare a autoturismului, dar a rămas și fără permis de conducere timp de 60 de zile. Totodată s-a eliberat autorizație pentru repararea fiecărui autoturism care a suferit avarii. Evenimentul rutier nu s-a soldat cu victime.